Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.pi. Invitatul meu de astăzi este domnul Ștefan Constantin Petriceanu, lector universitar, doctor inginer la Universitatea Politehnică București. Însă subiectul pe care îl vom aborda este un pic mai departe decât ceea ce am spus eu până acum despre domnia sa. Vom vorbi despre un lucru foarte drag atât mie cât și domnului Petriceanu și este și motivul pentru care am foarte, foarte multe emoții. Ca să spun de la bun început un lucru, eu și domnul Petriceanu am copilărit în același loc, iar de aici va începe discuția noastră. Bună ziua, bună seara, domnule Petriceanu, bine ați revenit în studioul Campus TV și bine ați venit în platoul emisiunii mele. Bună ziua, bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare drag, spuneam înainte de începutul emisiunii că poate aș fi fost cumva cea mai îndreptățită să fiu prima care vă invită, dar cum nimic nu este întâmplător în viață, iată, sunteți acum aici în studioul Campus TV. Telespectatorii noștri și oamenii care mă urmăresc știu cât de dragă mi este zona în care am crescut. Întotdeauna m-am mândrit cu faptul că sunt munteancă și că vin din Gura Teghii. Iată, am găsit un om, au mai fost de-a lungul timpului oameni cu care am vorbit despre zona aceea minunată, dar am găsit un om cu o aplecare deosebită către această zonă și mă bucur să constat faptul că și acum iubiți ca și în copilărie zona aceea. O să vă rog să le spuneți telespectatorilor noștri ce înseamnă pentru dumneavoastră zona de nord a județului, ce înseamnă județul Buzău, ce înseamnă Gura Teghii, ce înseamnă redescoperirea tradițiilor și mă opresc aici pentru că s-ar termina emisiunea și eu n-aș termina cu întrebările. Înseamnă totul, înseamnă însăși existența mea, acolo am văzut lumina zilei, primele imagini, amintiri conștiente sunt legate de niște munți pe care îi vedeam pe fereastră. Îmi amintesc cum ningea iarna, îmi amintesc fulgușorii care pluteau așa pe acel fond al munților, îmi amintesc primăvara, îmi amintesc mărul înflorit care era la fereastra casei părintești, îmi amintesc gerul bobotezei cu florile de pe geamuri, că așa se făceau, la termopane cred că e mai greu, acum n-am mai văzut floricele la geam, dar atunci aveam geamuri cu rame de lemn și aveam și floricele. Și viața era frumoasă, la fel cum este de altfel și acum. Ce pot să spun e că acum Gura Teghii este altfel, este o iubire matură, atunci era acea iubire infantilă de copil, acum ne cunoaștem bine unul pe celălalt sau ne descoperim în fiecare zi, în fiecare clipă și am ajuns la alt nivel cu relația dintre mine și Gura Teghii și dintre mine și oamenii de acolo. Întotdeauna a fost o relație foarte bună, acum este una excelentă și pe măsură ce trec anii și mă bucur că trec anii, din ce în ce mai bine mă simt la Gura Teghii. Vă spuneam înainte de începutul emisiunii că mi-e greu să vă privesc ca pe un inginer, iar descrierea pe care ați făcut-o acum pentru zona Gura Teghii este mai degrabă descrierea unui poet sau a unui om îndrăgostit iremediabil de un loc. Ați ajuns să predați studenților de la Universitatea Politehnică. Ați ajuns de multe ori departe în lume și de fiecare dată ați ales să vă întoarceți acasă la Gura Teghii. Ce v-a determinat de fiecare dată să reveniți la Gura Teghii? Sunt convinsă că ați descoperit în drumurile dumneavoastră locuri extraordinare care poate v-ar fi încântat să rămâneți. Îmi povesteați că ați făcut doctoratul la Paris și totuși reveniți de fiecare dată cu aceeași plăcere la Gura Teghii. De ce? Ați pus în întrebare răspunsul. Acasă. Cuvântul este acasă. Pentru că aici mă simt acasă. Eram la doctorat în Franța, pentru prima dată plecat pentru o perioadă mai lungă, de fapt am început cu masterul și iubeam și mi-aminteam și visam și bolovanii din curtea părintească. Așa că mi-am dat seama că nu e pentru mine cumva să greșesc și să rămân pe acolo.
îmi place să merg, îmi place să descoper și am vizitat lumea destul de mult, pot să spun, însă de fiecare dată doar la Gura Tei este acasă. Da, să știți că și pentru mine este valabil același lucru, însă de multe ori sunt situații în care, vedeți dumneavoastră și știți mai bine decât mine, ești obligat cumva să te legi de alte locuri și în felul acesta simți că lipsește ceva din sufletul tău, iar din punctul meu de vedere, mie într-adevăr, da, îmi lipsește zona aceea și când nu reușesc să ajung atât de des cât aș vrea, nimic nu poate umple golul despre care vă povestesc. Ați decis că puteți și trebuie să faceți ceva pentru zona aceea și chiar v-ați ocupat în acest sens de Asociația Social-Culturală Tainița Baștinei. Povestiți-ne un pic despre asociație și cum s-a născut ea. Păi s-a născut cumva dintr-o normalitate și dintr-o nevoie în urma unor discuții avute cu prietenii și profesorii care mi-au fost la rândul meu profesori de acolo din Gura Tei. Se punea cumva problema, sunt multe lucruri care ar putea fi făcute, dar nu sunt făcute, fie de autorități, fie de eu știu cine ar fi trebuit să le facă. Și am decis atunci ce ar fi să încercăm să facem chiar noi ceea ce vrem și considerăm că este important să se facă. Și atunci, împreună cu un bun prieten, Ionel Bâhneanu, un inginer silvic care acolo locuiește, cu profesorul Răzvan Brătilă, cu domnul profesor director Baroian Filică, acum pensionar, să știți că este o adunare cosmopolită, avem și un domn care, de asemenea, el a devenit îndrăgostit de Gura Tei mai târziu și l-am adoptat sau l-a adoptat Gura Tei pe dumnealui și dumnealui pe noi. Este un turc, se numește Recep Cetin și de asemenea este foarte activ și a fost încă de la început alături de noi când am înființat asociația. Aș mai aminti Dragoș Iuriati, de asemenea un domn profesor din zonă, Lucia Mustață și Goșman Dumitru, care este un fost militar. Ne-am regăsit așa și suntem de generații diferite. Ce am enunțat eu aici sunt oameni care au între 70 plus și 30 plus. E adevărat, nu avem încă pe cineva de 20, aici ne lipsește, dar vom lucra în sensul ăsta. Sunt convinsă că veți reuși să descoperiți. Care au fost principalele nevoi, dacă putem să le spunem așa, descoperite și care își puteau găsi rezolvarea în această asociație? În primul rând, nevoi spirituale, nevoi de a păstra ceea ce ne-au transmis de-a lungul secolelor strămoșii noștri. Ne-am orientat spre păstrarea colindelor. Avem anual un eveniment care se numește Crăciunul ca odată. Și Crăciunul ca odată înseamnă să punem în scenă, de fapt, un Crăciun cu plecatul colindul la ora 12-1 noapte, așa cum se pleca, când se iveau zorile, deja colindătorii își terminau tot repertoriu, îmbrăcăm pe copii în costume populare sau îi provocăm să se îmbrace în costume populare, să cânte doar cântece din tradiția locală, deci nu ce se aude pe televizor, și îi așteptăm și îi jurizăm la școala de la Păltinii și la școala de la Gura Tei, după care mergem împreună cu ei prin sat. Vorbim, la început a trebuit să vorbim cu oamenii ca să, deci era o regie, să ne primească, să ne aștepte și să le ofere copiilor cadouri tradiționale, eu știu, așa cum se tădeau nuci, covrigi, mere, pere și așa mai departe, turtă cu magiun, care este specifică cumva locului de acolo și e foarte gustoasă. Nu știu dacă ați mai gustat-o în ultimul timp, dar e delicioasă. În ultimul timp, din păcate, nu am gustat-o, dar în timp ce dumneavoastră îmi povesteați, mi-am amintit de noaptea aceea despre care vorbiți,
părinți și îmi amintesc că la noi, în partea noastră de sat, mergeau colindătorii și costumați în piei de animale. Da, este o tradiție care se leagă de costumații în urs, în capră, dar e legat de anul nou. Eu aici vorbesc de Crăciun. De Crăciun. După care, am spus, așa a fost în primul an și după ce au auzit că se întâmplă lucruri în sat, au fost oamenii, au fost gospodari care au spus neapărat treceți și pe la mine. Și așa am ajuns din 2013, cred că am început, ca în prezent, să nu putem să satisfacem toate cele, adică să nu putem să trecem pe la toate casele care se anunță și care doresc să-i colindăm ca altă dată, ca o dată. Iar astfel de evenimente nu se întâmplă doar iarna, sunt convinsă că se întâmplă și cu alte ocazii. Spuneți-ne câte ceva despre nume, Tainița Baștinei. Eu am mai spus și cu alte ocazii și este, face plăcere să spun, a fost o inspirație care a venit din toponimia regăsită acolo la Gurateghi. Avem un sat, de fapt un loc care se numește Tainiță și un izvor care se numește Tainiță și ne-am, uitându-ne și lecturând diferite scrieri, sunt niște monografii ale localității noastre și stând de vorbă cu persoane mai în vârstă, cu bunicul meu și așa mai departe, se pare că acest râu, acest loc s-ar numi Tainiță pentru că acolo se ascundeau denăvălitori, oamenii, eu știu când veneau goții, eu știu hunii cine veneau, de obicei ei urmau firul râului și dacă vedeau undeva locuințe, așezări, se duceau și prădau pentru că aveau nevoie de hrană. Ori presupunerea rezonabilă este că oamenii de acolo care trăiau în zonă, în cătune, cum erau ei alcătuiți, se duceau pe această tainiță, pe izvorul acesta și se ascundeau. Dacă vă amintiți, el la gura de vărsare sunt doi versanți abrupți, este închis, iar dacă mergi 2 km mai sus, se deschid niște poieni mirifice. Ori năvălitorii treceau, vedeau că e un munte închis, își vedeau de ale lor și oamenii de fapt erau acolo sus ascunși. De aici vine tainița, locul în care te ascunzi, iar baștina este, tainița baștinei înseamnă locul în care se ascund originile noastre. Cam asta ar fi povestea numelui și îi sunt recunoscător sau le sunt recunoscător celor doi. Am făcut așa, să-i spune modern, un fel de brainstorming cu Ionel Bâhneanu, prietenul meu bun, amintit mai devreme, inginerul Silvi și cu tatăl dumnealui, Gigi Bâhneanu. Și așa, în trei, degustând o țuică de munte, cum să-i punem numele și așa ne-a venit inspirația și am spus Tainița Baștine. Aș vrea să vorbim un pic și despre evenimentele, dincolo de ce ne-ați povestit dumneavoastră un pic mai devreme cu privire la Crăciunul despre care ne povesteați. Aș vrea să vorbim un pic despre evenimentele în sine organizate de asociație. Există întâlniri și așa mai departe, pentru că știu că a existat la un moment dat și nu de mult o întâlnire la școala gimnazială din Siriu. Da, avem activități pe care le-am desfășurat în trecut atât în sfera aceasta socială cât și culturală. Din sfera socială aș aminti geaca și ghetuțele pentru școală în care am strâns fonduri, am identificat niște copii din comunitate, vreo 80 și ceva de copii care aveau nevoie de încălțăminte și îmbrăcăminte și am strâns fonduri și le-am cumpărat 80 și nu mai știu 8, cred, de perechi, de cizmulițe, de geci, de căciulițe. Inclusiv atunci am avut un ajutor foarte prețios din partea studenților mei care mi-erau atunci, nu știu, cred că acțiunea a fost acum vreo 5 ani. Am avut un slogan interesant, l-au făcut ei, donează berea de astă seară pentru copiii care îngheață în drum spre școală. Și câte 10 lei, câte 20 de lei am strâns un buget astfel încât am putut să le aducem o bucurie fix de Moș Nicolae am făcut noi acel eveniment.
După care am adus, tot în sfera socială, am identificat o familie, o doamnă care avea 90 și ceva de ani, s-a prăpădit săraca, Dumnezeu să o ierte, Coșconea, era cumva cu doi băieți alcoolici care aveau vreo 70 de ani, dar care nu aveau grijă de dumnei și era neelectrificată locuința, neigienizată și ne-am dus gospodare din sat, am făcut o zi din asta așa de la zero și am spălat, am îmbrăcat-o pe doamna, i-am făcut, zicem noi, o bucurie așa, i-am pus și lumină, am tras de la un vecin așa artizanal, dar să aibă un bec și dumneai acolo. Am avut astfel de acțiuni în sfera socială. În sfera culturală, acum, am avut atât pentru adulți, cât și pentru copii, am segmentat cele două. Pentru copii am adus un magician la un moment dat cu acolo asistenta lui care făcea să apară lucruri și să dispară și a fost foarte interesant pentru ei de Crăciun. După care pentru cei mari am adus Teatru George Bacovia din Bacău, l-am avut cu o piesă de Vasile Alexandrie, o comedie. Am avut Teatru de Artă din București și Veni bărbatul la femeie, tot la fel cu o piesă pusă la țară și a fost în comunitate o sărbătoare. Veneau domnii, doamnele îmbrăcați, au fost anunțați să vină la costum, la rochie de seară. Am avut garderobă, voluntarii la garderobă le-au preluat hainele, aveau număr pe scaune. A fost cât mai aproape de atmosfera de teatru, din orice teatru. Știți de ce vă privesc așa? Pentru că eu știu bine și cum trăiesc oamenii de la Gura Teghii și cât de mult muncesc de dimineața până seara. Și încerc să-mi imaginez ce ar fi însemnat pentru copii magicianul acela sau pregătirile dinaintea piesei de teatru pentru familiile care au participat și sunt convinsă că au fost evenimente despre care s-a vorbit mult, foarte mult în comunitate și în felul acesta i-ați făcut cumva pe oameni să mai uite de grijile din fiecare zi, pentru că fiind zonă de munte, fiind încă o zonă în care oamenii cresc în continuare foarte multe animale, se preocupă de lucrarea pământurilor, e greu să-ți permiți un astfel de lux, să mergi la o piesă de teatru sau să te bucuri de un magician într-o zi de sărbătoare. Sper din toată inima și sunt convinsă, ascultându-vă și stând de vorbă cu dumneavoastră, sunt convinsă că nu vă veți opri aici, adică deja unele dintre acțiuni ajung să fie repetate de la an la an. Da, nu avem intenția de a ne opri sub nicio formă împreună cu ceilalți care am început această activitate. Nu dorim să ne oprim, dorim să o continuăm și ca să venim cu povestea mai în zilele noastre. Am avut în luna iunie o activitate concepută tot din domeniul cultural, i-am spus dialoguri interculturale, prin care, împreună cu școala numărul 11 din Buzău, școala din Gura Teghii și școala din Pănătău, ne-am gândit să punem față în față arta rurală și cea urbană. Arta rurală reprezentată de dansuri și jocuri populare pe care le-au interpretat copiii de la cele două școli, Gura Teghii și Pănătău, și arta urbană, mici scenete de teatru de Ion Băieș, un dramaturg buzoian, pe care le-au pus în scenă copiii de la școala numărul 11. I-am invitat la Gura Teghii, au prezentat, au avut un număr cei de la Buzău, un număr cei de la Gura Teghii și de la Pănătău. Succesiv a fost minunat, ne-am bucurat de, s-au cunoscut copiii, au văzut ce înseamnă cei de la Buzău în costum popular, au văzut ce înseamnă un cântec popular, i-am întâmpinat cu pâine și sare, în fine am încercat să punem o regie cât mai aproape de sufletul și de primirea pe care o fac în general oaspeților, oamenii de la Gura Teghii. Domnule Petreceanu, îmi face o mare plăcere să vă ascult. Abia aștept să ascult continuarea poveștilor, însă trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră.